Un accident rutier s-a produs între trei autoturisme pe autostrada A1 la kilometrul 98. În mașini se aflau 7 persoane, una dintre acestea, un bărbat în vârstă de 69 de ani, necesitând îngrijiri medicale. La fața locului s-au deplasat pompieri argeșeni cu auto specială de stingere, dar și un echipaj al ambulanței. La locul accidentului a sosit și un elicopter SMURT care l-a preluat pe bărbatul rănit. Se pare că acesta a suferit un traumatism craniocerebral cu plagă și multiple traumatisme. Circulația pe sensul către capital a fost blocată mai mult de o oră, polițiștii desfășurând cercetările la fața locului pentru a stabili ce s-a întâmplat și care dintre șoferi este vinovat pentru producerea accidentului.